Dragilor, astăzi vom pregăti niște ciuperci foarte aromate la cuptor, o garnitură ideală pentru o friptură sau le putem servi ca atare, de ce nu? Ingredientele sunt simple, le găsiți în descriere, așa că haideți să trecem la treabă! Avem nevoie de ciuperci, eu voi folosi ciuperci champignon, am aici cam un kilogram pe care le-am curățat. Într-un vas pentru cuptor voi adăuga puțin ulei de măsline sau unt, ce preferați, și vom adăuga ciupercile. Eu le voi lăsa așa, deoarece au o mărime potrivită și în timpul gătirii oricum ele își vor micșora dimensiunea. Le așezăm în vas. Puteți lăsa și piciorușele ciupercilor dacă doriți, dacă nu le putem exclude. Din nou puțin ulei de măsline. Sezonăm cu sare și piper de asemenea. Este o rețetă ușoară și foarte delicioasă, cum am mai spus. Am aici 3 căței de usturoi pe care îi voi mărunți. După cum preferați, puteți adăuga mai mult sau mai puțin usturoi. Am mărunțit usturoiul și îl voi adăuga peste ciuperci. Eu nu am adăugat foarte mult decât pentru o ușoară aromă. Vom tăia niște roșii în cuburi mici. Ne îndepărtăm cuptorul. Proceda la fel și cu celelalte. Roșiile mărunțite le vom adăuga de asemenea peste ciuperci. Ele vor forma un sos delicios în care se vor găti și ciupercile. Curățăm puțin platul de lucru și ne vom ocupa de măsline. Măslinele spărăsânduri le vom tăia în felii potrivite. Sau dacă sunt mai mici, le puteți tăia doar în jumătate, după cum doriți. După care le vom adăuga și pe ele peste restul ingredientelor noastre. Preferăm și puțin cașcaval răzuit sau orice altă brânză preferați. Eu voi pune doar jumătate din cașcaval acum. Restul putem adăuga la final dacă mai dorim. Și un praf de pulci de chili după preferință. Iar ciupercile noastre sunt gata să meargă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 30-40 de minute, până constatăm că sunt gata făcut. Vom tăia și pătrunjelul mărunt. Eu am scos pentru câteva momente ciupercile din cuptor. Sunt aproape gata.
adăuga și pătrunjelul. Și restul de cașcaval. Și vom mai da la cuptor 5-7 minute maxim, cât să se topească bine cașcaval. Dragii mei, preparatul nostru a ajuns la final. Sunt foarte delicioase ciupercuțele noastre. Vă recomand cu drag rețeta, vă doresc poftă bună și vă aștept cu drag data viitoare!